bun venit, dragii mei! Astăzi discutăm despre autism, autismul la copii, cum îl recunoaștem și ce avem de făcut, cum îi putem ajuta pe copiii care au nevoie de acest ajutor. O să aflăm de la invitata noastră de astăzi. Tatiana, bun venit! În câteva cuvinte să ne spui cum ne dăm seama că s-ar putea ca micuțul nostru să aibă probleme. Primele semne care ar trebui să ne ridice un semn de întrebare ar fi faptul că copilul nu are contact vizual, copilul nu răspunde la nume, micuțul merge pe vârfuri. Sunt doar câteva dintre simptomele care ar trebui pe un părinte să-l îngrijoreze și să meargă către un medic specializat. Iar tu știu că faci anumite lucruri speciale, anumite terapii care să ajute. Terapia prin muzică îi ajută foarte mult pe copiii cu autism și o să te las pe tine să ne explici. Într-adevăr, ceea ce facem noi se numește pianoterapie. Pianoterapie este o metodă dezvoltată special pentru copiii cu autism și copiii care au nevoie să-și dezvolte limbajul în special. Noi lucrăm foarte mult pe dezvoltarea motricității a limbajului și a interacțiunii sociale și pe dezvoltarea empatizării. Pe lângă ceea ce facem noi, pe lângă metoda pianoterapie, este recomandat ca copilul, în momentul în care este diagnosticat cu autism, să urmeze și analiză comportamentală aplicată și logopedie. Practic, este o muncă de echipă, este un cumul de terapii pe care copilul ar trebui să le facă, important, încă de la o vârstă foarte fragedă. Cu cât copilul începe mai devreme o terapie, cu atât rezultatele vor fi mai vizibile. Recuperează mai bine. Sigur că da. Ce frumos! Și ce-ți place ție să mănânci? Banane. Banane? Wow, da, hai să spunem o propoziție. Ea răspunde doar primul cuvânt. Bananele. Și? Bananele. Ei, care putem să propoziție. Da, e mult mai ușor pentru ea și mai distractiv. Pentru cei care ne privesc în acest moment, unde te pot găsi, pentru cei care au nevoie de ajutorul tău? Eu îmi desfășor activitatea atât în cadrul cabinetului personal, cabinet de psihologie Dănciulescu Tatiana, cât și în cadrul asociației Pianoterapie. Acolo ne pot găsi. Îți doresc mult succes să poți ajuta cât mai mulți copii care au nevoie de tine. Dragele mele, dragii mei, rămâneți cu noi întotdeauna la Ziarul de Sănătate, găsiți cele mai bune informații legate, bineînțeles, de sănătate. Pe curând!